Dacă aveți în plan să călătoriți în Italia, trebuie să știți că de la 1 septembrie vor intra în vigoare noi măsuri guvernate de Green Pass. Va fi necesar să aveți cel puțin o doză de vaccin făcută, o dovadă a trecerii prin boală sau să aveți un test negativ făcut cu 48 de ore înainte de intrarea pe teritoriul italian. Vor fi schimbări și în legătură cu transportul între orașe. Corespondentul Prima TV, Dan Boantă, știe care sunt acestea. Bun găsit tuturor, aș începe cu informația de ultimă oră. Sicilia de mâine dimineață intră în scenariul galben din cauza numărului foarte mare de persoane infectate. Evident că acest scenariu atrage după sine noi restricții, purtarea măștii în spațiile libere este obligatorie, restaurantele își restricționează activitatea, școlile, teatrele, muzeele, cinematografele se închid, se restricționează circulația după ora 22, la fel și mobilitatea dintr-o regiune în cealaltă doar pentru situații majore, așa cum a fost până la începutul acestei veri. În ceea ce privește măsurile implementate de guvernul italian începând cu 1 septembrie, trebuie să știți că pentru toate zborurile interne va fi obligatoriu să aveți un permis Green Pass. Pentru trenuri, de la începutul lunii viitoare, obligativitatea de a avea certificat verde sanitar se referă doar la Intercity, Intercity Night și toate trenurile de mare viteză de pe teritoriul național. Prin urmare, nu există măsură obligatorie încă pentru trenurile regionale, chiar dacă acestea se deplasează între diferite regiuni aflate în scenariul alb sau galben. Tot de la 1 septembrie, pentru a călători în Italia, va fi necesar să aveți cel puțin o doză de vaccin făcută, să faceți dovada trecerii prin boală sau să aveți un test negativ făcut cu 48 de ore înainte de intrarea pe teritoriul național italian. Green Pass-ul va fi obligatoriu începând cu 1 septembrie și pentru autocarele care efectuează un serviciu continuu sau periodic pentru un traseu care face legătura între diferite regiuni sau între alte țări. În măsurile prezentate ieri de guvern, este specificat accesul gratuit fără Green Pass deocamdată pentru transportul public local. Și când spun acest lucru, mă refer la metrou, autobuzele urbane și regionale, dar acestea vor funcționa la o capacitate de 80% atât în zonele albe cât și în cele galbene. De asemenea, noile reguli prevăd măsuri pentru școli și universități, începând cu 1 septembrie. Tot personalul didactic și nedidactic trebuie să dețină un certificat verde sanitar, iar cei care nu respectă această dispoziție nu vor putea intra în instituțiile de învățământ, ci vor fi considerați absent nejustificat. În a cincea zi, relația de muncă va fi suspendată, iar angajatul nu va mai primi salariu. Pe scurt, acestea sunt noile măsuri reglementate de permisul verde medical aici în peninsulă, în legătură cu transportul, dar și celelalte de care am făcut vorbire. Autoritățile spun că astfel viața normală de zi cu zi poate fi garantată fără blocaje sau blocaje suplimentare. Din Italia, pentru Prima TV, Dan Boanță.